Anchetatorii au deja un cerc de suspecți în cazul atentatului la comandă de la Arad. Ancheta se complică acum. Ioan Crișan avea o amantă. Toate autoturismele care au intrat și au ieșit zilele acestea din Arad vor fi verificate. Se ia în calcul ipoteza că asasinul sau asasinii ar putea fi din străinătate. Între timp apar și noi imagini din ziua execuției în stil mafiot. De acasă și până la cafenea, Ioan Crișan nu s-a mai oprit nicăieri. Potrivit unor surse, astăzi vor urma mai multe percheziții. Noile imagini obținute în exclusivitate de Antena 3 răstoarnă ancheta în cazul atentatului de la Arad. Avem imagini de ultimă oră cu Ioan Crișan, afaceristul din Arad care a fost asasinat în stil mafiot. Imaginile sunt din dimineața asasinatului cu puține minute înainte să se producă. Imaginea pe care le vedeți sunt în exclusivitate. Ceea ce vedeți dumneavoastră în acest moment este imaginea care pleacă de acasă la 6:41. Nimic neobișnuit în acea dimineață, nu simțea niciun fel de pericol, merge să se întâlnească cu cei care erau foarte apropiați. Acolo au fost 4 persoane. E vorba de administratorul unui magazin, urmează să fie executat în fața prietenilor săi, în fața a ceea ce pare a fi că sunt asociații săi. Ne uităm de asemenea care erau distanțele. Acesta este locul pe care l-au hotărât pentru această situație. Acest domn din Arad a fost atenționat de două ori. Odată i s-a dat foc la casă, a doua i s-a furat banii din casă. Da? Au fost niște atenționări. Surse din anchetă spun că autopsia cadavrului lui Ioan Crișan a fost finalizată. Vor urma mai multe percheziții. Se vor verifica toate autoturismele care au intrat și au ieșit zilele acestea din Arad. Se verifică inclusiv spălătoriile auto. Există un cerc de suspecți, printre care și cunoscuți. Apar însă și înregistrări ale unor convorbiri pe care Ioana Crișan, fiica omului de afaceri, le-a avut cu oamenii politici de prim rang. Una dintre acestea este cu fostul primar al Aradului, actualul europarlamentar Gheorghe Falcă. Vreau să știu dacă pot să am cu el o discuție de a ne vedea la umani. I-am propus la Sergiu multe variante, dar el nu a acceptat niciuna. Deci chiar el a vrut așa cum vrea el. Nu, eu. Am zis ok, hai să împărțim jumate din jumatea ta, pentru că tu ai un asociat. Și zic, uite, ai atâtea camioane care valorează atâta. Eu nu vreau valoarea lor, de exemplu. Vreau 10.000 de euro pe camion sau, mă rog, nu știu ce. N-am bani, de unde vrei să-ți dau bani? Păi zic, scrie-mi pe foaie și trebuie să-mi dai azi. Îi dai în, pentru că eu în firma aia am investit niște bani. Auzi, o să ți dăm. Și plus mama mea, care și venea la maică mea și el și celălalt asociat, Mimi, așa zicem noi, ne dai niște bani. Astăzi, familia este așteptată la morgă pentru a ridica trupul neînsuflețit al lui Ioan Crișan. Surse din anchetă spun că afaceristul executat în stil mafiot avea amantă. Totodată se ia în calcul ipoteza ca asasinul sau asasinii să fie și de altă naționalitate.